Mulți șoferi încalcă regulile de circulație, dar nici polițiștii nu se lasă și organizează și mai des acțiuni în trafic. În ultimele luni, tot mai mulți conducători auto au fost prinși băuți la volan, fără permis de conducere, conducând cu viteză excesivă sau care au comis alte abateri la regimul circulației. Polițiștii au început să organizeze și mai des acțiuni și controle pentru a-i sancționa pe șoferii irresponsabili, dar și pentru prevenirea accidentelor de circulație din cauza teribilismului acestora. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la 57 de evenimente, dintre acestea 46 fiind sesizate prin Sistemul Național Unic Apeluri de Urgență 112. Totodată, pentru abateri de la normele rutiere, polițiștii au reținut 6 permise de conducere și au întocmit 6 dosare penale. Echipajele poliției rutiere vor fi prezente în trafic și în acest weekend în număr mare, atât în mediul urban cât și în cel rural. Vor acționa cu aparate radar, dar și pentru testarea consumului de alcool și droguri. Recomandăm tuturor să respecte normele de conviețuire socială și legislația rutieră. Acțiunile polițiștilor vor continua și în weekend, având scopul de a diminua riscul rutier și de a descuraja faptele de natură contravențională sau penală, care ar afecta siguranța cetățenilor. De asemenea, polițiștii vor fi prezenți și în zona trecerilor de pietoni, pentru că mulți șoferi nu acordă prioritate celor aflați în traversare.